Puteai să-i accepti sau să nu accepti modalitatea lui de joc. Dar, indiferent de pe ce poziție te-ai fi situat, nu se putea să nu-i recunoști, să nu-i simți puternicul său magnetism, fascinația privirii, insolitul, straniul care se degajau din toată făptura lui. Cât privește rostirea unui text de teatru sau recitarea de versuri, unii o considerau divină, alții cam barocă. Dar oricum s-ar fi exprimat, din tot acel foarte personal patetism, se desprindea un fel de chin al nașterii cuvintelor, o nebuloasă din care se aprindeau străfulgerând ideile. Și tot acest contorsionat mod de exprimare în verb și gestică se convertea până la urmă într-o vrajă incantatorie proprie care te subjuga și care îl duceau pe el, actorul, spre o tainică regiune artistică greu de ajuns. Mulți dintre noi, actori și spectatori, ne amintim și acum de creațiile de zile mari ale lui Emil Botta în Nunta din Perugia, Unchiul Vania, Frenezie, Otelo, Cei din Dangard, Trei Surori, Fata fără zestre, unde ne-a dovedit surprinzătoare disponibilități pentru arta compoziției. Și mai ales ne amintim de acel unic, obsedant Matei din Citadela Sfărâmată a lui Horia Lovinescu, în care datele personajului se contopeau într-atât cu misterul propriu al actorului, încât aveai halucinanta senzație că asiști la o reală intrusiune a omului Matei printre actorii de pe scenă. L-am văzut, l-am aplaudat în multe și diverse roluri, care au culminat cu acea măiastră creație a lui Ion din Năpasta a lui Caragiale.